Potrivit producătorului, Redback este o mașină de ultimă generație care utilizează tehnologii futuriste. Un sistem sofisticat de avertizare prin laser, grenade fumigene și lansatoare de rachete. Vehiculul blindat are un motor de 1000 de cai putere pentru a face față unui teren accidentat. România ar urma să achiziționeze 246 de astfel de mașini de infanterie. Ministrul Angel Tâlvăr crede că ar putea să le găsească în Coreea de Sud. Suntem interesați și de un tank pe care ei l-au dezvoltat și care este bine cotat la nivel mondial. Mai suntem interesați de o mașină de luptă de infanterie, după cum știți, și elementele care țin de echipamente de tip MPAD. Acest vehicul blindat de producție coreană se numește Redback. Este un vehicul blindat care are o greutate de 45 de tone. În interior încap 6 militari, dar și 3 membri ai echipajului și ar putea să fie o soluție pentru programul de înzestrare al armatei române. Acest vehicul de infanterie este dotat cu un autotun, o mitralieră și 2 lansatoare de rachete. Intenționăm să avansăm cooperarea în domeniul apărării, inclusiv din perspectiva finalizării negocierilor parteneriatului de securitate Uniunea Europeană-Republica Coreea. În fond, ceea ce ne dorim este o lume mai sigură și mai stabilă. Pentru că sunt foarte noi, vehiculele blindate coreene au fost vândute deocamdată doar în Australia. Ca să le vândă în România, producătorul promite să respecte legislația din țara noastră și anume să construiască aici o fabrică de mentenanță și de asamblare. România ar fi astfel prima țară din Europa care ar avea o asemenea fabrică. Ministerul Apărării nu a decis modalitatea în care va achiziționa vehiculele de infanterie, dacă o va face prin licitație sau achiziție directă. În schimb, a cerut ofertă de preț de la producătorul corean.